Bună ziua, stimată doamnă. Iana Ninca. Am o deosebită plăcere să vă cunosc și să stăm de vorbă despre problemele care sunt foarte grave în România. Mă numesc Petru Cristian și sunt persoană cu dizabilități. V-am cunoscut pe Facebook și am vrut să dau de dumneavoastră, dar în sfârșit am dat de dumneavoastră prin acest sistem și v-am văzut foarte, sunt persoane cu dizabilități și v-am văzut foarte, o persoană foarte caldă în care a ajutat oamenii. Consider că v-am ales pe dumneavoastră să mă ajutați. Am multe probleme care le am eu ca persoană cu dizabilități. Știți foarte bine că legea 448 este încălcată de statul român. Și știți mai bine decât mine ce piedici pune statul în cârca persoanei cu dizabilități. Consider că dumneavoastră aveți o maturitate foarte mare și o capacitate foarte mare și de-aia v-am și ales, pentru că nici eu nu vorbesc cu oameni în care nu-și dau interesul. Și consider că cu mine, dacă lucrați în privința unor lucruri, consider că aveți foarte mult de câștigat, mai ales în mass media. În primul rând o să vă promovați ca persoană, ca politic și ca orice lucru care consider că orice politician, nu știu, un om politic, aia, în care consider că orice portiță care este, pentru că dumneavoastră nu sunteți pe acelalți politicieni care s-a stricat. Vreau să cred cu acesta. Eu v-am văzut la televizor și v-am considerat și v-am văzut reacție, v-am văzut tot ceea ce înseamnă luptă împotriva nelegurilor și v-am considerat că să vă contactez și să stăm de vorbă chiar și prin intermediul calculatorului și webcam-ul și chiar și față-față. Consider că avem ce să discutăm și avem multe lucruri de a pune lucrurile a punct. Încă o dată repet, sunteți o persoană foarte caldă pentru mine, pentru că eu v-am urmărit toate discursurile și toate lucrurile care puneți cap a cap și consider că dumneavoastră și cu mine putem să schimbăm ceva în România. Putem să mișcăm ceva, pentru că numai oamenii puternici și oameni care sunt credibili, pentru că știți și dumneavoastră în politică, cam greu se deschide barierele acestea, cam greu se pătrunde în politică. Politica nu este cum consideră alții ca fiind. Bineînțeles că politica s-a și degradat în timp. Dar consider eu că mai sunt și oameni politici care au capul pe umeri. Mie îmi place să fac politică, îmi place să fac politică, aș putea să fac politică și
mai ales știu ce înseamnă politica. Politica înseamnă, mă descurc, politica înseamnă a face ca omul să se simte bine, a fi în slujba omului, a fi alături de om care ne-a votat sau m-a votat pe mine. Mă refer așa în ghilimele. Consider eu ca persoană că politica înseamnă mult mai mult decât ceea ce înseamnă acum politica actuală. Iliana Ninca, doamna Iliana Ninca, Iliana Ninca, pardon, consider că dumneavoastră sunteți omul potrivit în care am foarte multă încredere că o să comunicăm și o să punem unele lucruri la punct. Care este problema pe care solicit eu personal să mă ajutați și să dați un sprijin important în ceea ce vă spun eu? Știți foarte bine că legea 148 este încălcată în picioare de statul român. Ce solicit eu este următor: să mă ajutați cu privința acestui vizare, cu privința la ceea ce înseamnă acestui vizare pentru persoane cu dezabilități. Știți și dumneavoastră că faceți politică și fiecare om este pătus de politică. Și dacă nu faci politică, eu consider, nu există. Politica înseamnă să te dezvolți ca persoană, să cunoști pe cel care a pus ștampia la vot, cel care știe ce înseamnă busolă. Și politica înseamnă o maturitate și nu o bătaie de joc acum cum este. Politica nu înseamnă ceea ce a făcut Băsescu, de a mitui, de a înșela, de a pune toate lucrurile acestea murdare în față. Nu se dă domnul Traian Băsescu mai spun decât papa sau decât altceva mai sfânt. De asta e altă subiect, e altă discuție. Mă refer la dumneavoastră. Consider că dumneavoastră m-a ajutat și sunt sigur că o să mă contactați și o să comunicăm în privința ceea ce doresc eu să fac și dumneavoastră. Pentru că vedeți dumneavoastră, orice om, eu nu cer bani, eu nu cer lucruri mari, eu cer drepturile mele care mi se încalcă și numai mie și a tuturor persoanelor care este persoane cu dezabilități. Aș vrea să fiu purtătorul de cuvânt a persoane cu dezabilități. Am foarte multe de spus către dumneavoastră și de comunicat. De a pune toate lucrurile la punct, de a pune toate lucrurile la punct, de a vedea lucruri reale, lucruri care putem să scoatem la liman anumite persoane cu dezabilități și chiar de a vă promova pe dumneavoastră și pe mine la fel. Pentru că fără a ne promova unul către altul, nu o să face nimica. Dar nu este vorba de acest lucru. Nu ne canalizăm toată energia și toată puterea noastră intelectuală către această direcție. Noi, deci eu pe puțin, eu mă duc cu gândul de a ajuta persoane cu dezabilități, pentru că a trecut foarte multe lucruri pe lângă noi. Și cei care a trebuit să ne susțină și de a
de a ne apăra imaginea noastră, care și așa este motocorită de anumite staturi sau anumite organizații care trebuie să ne susține și nu o fac, și asta cu ajutorul dumneavoastră o să reușim, chiar și în tribunal, dacă e nevoie. Ce vreau să spun dumneavoastră în privința accesibilizării? Pentru că această problemă este foarte gravă și vă solicit foarte mult de a demite, încă o dată, de a demite pe Gheorghe Uriște din funcția de director al Metrorex-ului, pentru că, în primul rând, termenul de valabilitate de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități s-a terminat. Pentru că din 2006 până în 2011, din 2006 până în 2010, pardon, Gheorghe Uriște a trebuit să fie gata cu tot ce înseamnă accesibilizare, cu tot ce înseamnă accesul la toate metodurile posibile și neposibile de a veni întâmpinarea persoanei cu dezabilități. El cârpește doar, nu și face anumite lucruri. Și vreau solen și vreau din tot sufletul să mă ajutați, pentru că sunteți o doamnă în politică, de a mă ajuta în sensul ăsta, de a mă da o mână de ajutor. Pentru că fiecare om consider că merită o șansă la viață, consider că poate să împingă unul către altul în perspectiva viitorului nostru, adică viitorul persoanei cu dezabilități. Și a dumneavoastră politic, pentru că aveți foarte multe de câștigat după urma mea, pentru că știu să gestionez anumite lucruri și anumite esențialuri, miezul pe care unii persoane cu dezabilități nu o pot stăpâni prea bine. Dar și v-am și spus lucrul acesta. Deocamdată mă opresc cu ceea ce vreau eu să spun dumneavoastră. Consider că v-am spus o mică parte din ceea ce mă doare pe mine. Solicit din toată inima să-mi puneți la dispoziție numărul dumneavoastră de telefon, dacă nu găsesc pe site, sau să mă contactați pe mine. Eu o să vă las un număr de telefon și un e-mail în care solicit din toată inima să comunicăm și să vedem ce putem face împreună, pentru că împreună o să câștigăm anumite lucruri. Împreună putem să împingem anumite lucruri. Împreună putem să izbutim din această mizerie pe care anumiți oameni ne-a pus în spate. Mai aveți și problema persoane cu dezabilitate, mai pune și alte greutăți în spatele nostru pe care eu consider că este o mizerie din partea Udaia Băsescu. Cam atât aveam să vă spun. Cam atât aveam să vă comunic. Vă las un număr de telefon chiar pe filmuleț și solicit din toată inima să mă ajutați foarte mult la ceea ce înseamnă accesibilizare. Și împreună, eu consider că o să reușim împreună. Și după ce felul dumneavoastră de a fi, sunteți o persoană foarte caldă și foarte luptătoare. Și încă o dată, repet, aveți de câștigat foarte mult. Vă mulțumesc mult, doamna Eliana Nincă, că puteți să mă ajutați și că vreți să mă ajutați în problema pe care v-am spus. Vă mulțumesc mult și vă aștept să mă contactați și să vorbim. Vă mulțumesc mult!